Bună ziua tuturor! Iată-ne împreună din nou pe canalul meu. Eu sunt Mariana Cristina Pădureț, pentru cine nu mă cunoaște, și astăzi vă invit în bucătărie să facem o prăjitură. O prăjitură cu brânză dulce și cu lămâie. Inspirația este italiană, cum deja știți și v-ați obișnuit cei care mă urmăriți. Este o prăjitură lejeră, moale, foarte, foarte bună. Veți mânca una după alta o bucățică și veți mai lua încă una și veți mai lua încă una și va fi dificil să vă opriți. Este ușor de făcut, este rapidă, cu puține ingrediente și aveți nevoie doar de un mixer. Dacă nu aveți mixer, puteți să folosiți telul, dar se face foarte rapid și se coace în 40-45 de minute. Dar haideți să vedem procedeul împreună! Pentru această prăjitură avem nevoie de următoarele ingrediente: 4 ouă, amidon de grâu sau de porumb 70 de grame, smântână 100 de grame, zahăr 100 de grame, un pliculeț de zahăr vanilat, o lămâie, de fapt o să folosim coaja de la o lămâie rasă, și în fine brânză dulce 500 de grame.